În perioada de restricții din pandemie, multe afaceri au fost închise, însă clinicile de chirurgie plastică au rămas deschise în multe locuri din lume. În SUA, în Japonia, în Coreea de Sud, în Australia, a fost chiar o creștere a numărului celor care solicitau operații estetice, să-și schimbe înfățișarea. Am citit despre un bărbat care a făcut mai multe operații de modelare a buzelor și eliminarea grăsimii de pe obraj. A făcut-o în perioada aceasta pentru că a zis el, o să fim acasă și nu vreau ca lumea să știe că eu mi-am făcut aceste operații de schimbare a feței. Aceste operații estetice au apărut după primul război mondial pentru că mulți soldați în acea perioadă au fost mutilați de război și a fost necesar să îi ajute cumva să arate mai bine. În timpul nostru, oamenii apelează la schimbarea înfățișării pentru mai multe motive. Cei care trec printr-un accident și rămân cu anumite deformații doresc cu siguranță, sigur, să fie cât mai aproape de cum au fost și într-un fel a spune că este justificată această intervenție chirurgicală. Apoi alții vor să scape de urmărire și de condamnare și în felul acesta își fac operații estetice să-și schimbe înfățișarea, să nu mai fie recunoscuți. Iar alții efectiv se uită în oglindă și nu le place cum arată și zic, dom'le, trebuie să fac ceva. Și industria aceasta merge foarte bine, nu există criză pentru industria aceasta și oamenii plătesc foarte mulți bani ca să își schimbe înfățișarea pentru că nu le place cum arată. Versetele 1 și 2 din pasajul pe care l-am citit în această seară ne spun că Domnul Iisus Hristos a produs această schimbare la față a Lui din cu totul alte motive pe care le au oamenii atunci când apelează la operații estetice. Versetul 2 ne spune că Iisus a schimbat la față înaintea lor. Dar ceea ce El a făcut atunci nu are nimic sau nicio legătură cu motivațiile pe care oamenii le au astăzi atunci când apelează la chirurgia plastică. Noi știm foarte bine din Scripturi, frați și surori, că nimic din ceea ce a făcut sau a spus Domnul Iisus Hristos nu a fost la întâmplare. El lucra după un orar perfect al Tatălui pentru salvarea lumii și experiența la care cei trei ucenici iau parte a fost în planul perfect al lui Dumnezeu. A fost prins această experiență a schimbării la față la care Petru, Iacov și Ioan iau parte în planul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos cu siguranță că a vrut pe ei, cei trei, de asta i-a luat deoparte și i-a luat doar pe ei, dintre cei 12, a vrut să învețe ceva. A vrut să schimbe ceva în ei. A vrut să le descopere ceva. Dar cred că rămânând în Scripturi această înregistrare, Domnul a avut în vedere să ne transmită și nouă urmașilor Lui câte ceva sau ceva în urma citirii și parcurgerii și meditării la această experiență înregistrată în Evangheliile sinoptice. Deci, această seară vine înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Descoperirea care transformă. Domnul a descoperit acolo ceva având în vedere transformarea ucenicilor și ori de câte ori Dumnezeu intervine în viața noastră, El o face nu pentru a face show, spectacol, și atunci când El se descoperă într-un anumit fel, o face cu intenții de a ne schimba și pe noi, de a ne transforma și pe noi. De aceea vom privi în seara aceasta, în minutele următoare, la trei descoperiri care au loc atunci, din care ei au avut de învățat, din care noi putem să învățăm și să devenim la rândul nostru asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Mai întâi, atunci, pe muntele schimbării la față, Biblia nu ne spune care a fost acest munte. Există dezbatere, tradiția răsăriteană și chiar și catolică, da, ortodoxii și catolicii spun că a fost muntele Tabor, evanghelicii spun că a fost muntele Hermon. Dacă Biblia nu spune, înseamnă că nu asta a avut în vedere cel care a scris Evanghelia după Matei și Marcu și Luca atunci când au redat această întâmplare din viața Domnului Iisus, ci scopul a fost altul. Și prima descoperire pe care o vedem atunci când Domnul Iisus Hristos este acolo și dintr-o dată fața Lui începe să lumineze. Dintr-o dată hainele Lui
încep să fie umplute de o lumină, de un alb, spune o altă evanghelie, pe care niciun înălbitor din lumea aceasta nu putea să-l ofere acelor haine ale Domnului Iisus Hristos. În momentul acela, Domnul a vrut să-și descopere dumnezeirea Lui. A vrut să le spună celor trei și vrea să ne spună nouă astăzi că El este Dumnezeu adevărat. Vedeți, această descoperire de atunci a rămas în mintea apostolilor și Ioan, în Evanghelia lui, în capitolul 1, versetul 14, vorbește și despre ascunderea acestei slave și apoi și despre descoperirea pe care i-au văzut-o și spune el, cuvântul Iisus, cuvântul veșnic s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și acum el își aduce aminte de experiența de pe munte și zice, și noi am privit gloria lui, slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Am văzut ceva special acolo. Petru, în a doua epistolă, face și el referire la aceeași experiență. Ei au trăit-o amândoi, și Ioan și Petru. Și spune el în capitolul 1 din a doua epistolă, versetul 17, amintindu-și de această experiență, zice așa, că el, Iisus, a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și dar ucenicii au rămas cu această imagine a slavei pe care au văzut-o acolo. De fapt, Domnul Iisus Hristos a avut întotdeauna această slavă. În Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 5, El se roagă, este finalul lucrării Lui și face o rugăciune către Tatăl și spune așa, Tată, dă-mi din nou slava pe care am avut-o la Tine înainte de a fi lumea. Domnul Iisus Hristos a avut această slavă dintotdeauna. Citim în Evrei, capitolul 1, versetul 3, că Domnul Iisus Hristos este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Domnul Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, a avut dintotdeauna gloria Tatălui. A avut aceeași dumnezeire. Dar, spune Scriptura în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5, că a avut o etapă omenească în care s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Spune versetul 5, să aveți și voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu în experiența lui omenească, ci versetul următor spune, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. În afară de această experiență de pe muntele schimbării la față, oamenii n-au văzut gloria așa cum au văzut-o acolo, cei trei ucenici. Și această glorie a fost acoperită de trupul lui omenesc. Unul dintre numele Domnului Iisus Hristos, vestit prin profeți, este acesta și s-a pomenit încă în contextul nașterii lui. El va primi numele Emanuel, care înseamnă ce? Dumnezeu este cu noi. Minunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut nu erau pentru show. Niciodată El n-a zis, azi de la ora cutare în, în Capernaum vor avea loc vindecări. Vor fi vindecați. Există în vremea noastră și au fost și înainte de vremea noastră anunțuri de felul acesta. De la ora cutare, cutare, în locul cutare vor avea loc miracole, minune, așa că dacă ai nevoie de o minune, vină acolo. Ei, nu găsim că Domnul Iisus Hristos ar fi căutat să facă show. Uneori, chiar când a vindecat pe cineva, i-a spus, du-te și nu spune nimănui. Însă minunile pe care Domnul le-a făcut au avut acest scop, să-i descopere identitatea. Spre exemplu, prima minune, primul semn consemnat de Ioan, în Evanghelia lui, în capitolul 2, versetul 11, spune că a avut acest scop. El a făcut această minune la nunta din Cana și a arătat slava. Minunea pe care el a făcut-o a fost să vadă cine este el. Și sigur, ca o paranteză aici, cu siguranță că nu și-a arătat slava făcându-i pe oamenii care au băut tot vinul care era acolo să fie sub mese. Să zică, uite, mi-am arătat slava, ăștia sunt morți de beți. Dar nu în felul acesta și-a arătat slava. Ceea ce el a făcut acolo n-a fost ceva care i-a pus pe oameni sub masă beți amețiți de vin. A fost un miracol, a fost ceva supranatural. El a vorbit despre lucrarea aceasta a minunilor în Ioan capitolul 10, de la versetul 22.
Este o discuție pe care Domnul o are, este contextul acesta al unei sărbători și apoi în versetele următoare Scriptura spune că Iisus se plimba prin templu și oamenii au venit la El, spun versetele următoare, cu întrebarea: până când ne ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, trimisul lui Dumnezeu, spune-ne-o deslușit. Și ce le zice Domnul Iisus Hristos? V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Ele mărturisesc despre mine. Cu alte cuvinte, toate minunile pe care le-a făcut Domnul aveau acest scop, să spună cine este El, și anume Dumnezeu. În momentul acesta în care Petru, Iacov și Ioan sunt cu El pe munte, Domnul Iisus Hristos dezvăluie ceea ce era ascuns. Adică arată slava dumnezeirii Lui. Un părinte al bisericii, Ioan Damaschin, a spus așa: Hristos nu a luat o altă înfățișare și nici nu s-a transformat, ci s-a arătat ucenicilor cu adevărata Lui față. În momentul acela, ei au văzut cu adevărat cine este El. Au văzut acea glorie specifică doar lui Dumnezeu. S-a arătat ucenicilor așa cum era în realitate, adevărata persoană din spatele vălului. Trupul acesta pe care El l-a purtat ca om, da, trupul uman pe care l-a luat din Fecioara Maria, a fost un văl care a ascuns, de fapt, dumnezeirea Lui. Ori Domnul le oferă celor trei acest moment special în care să vadă în spatele vălului, prin acea lumină extraordinară, care din interior, din ființa lui dumnezeiască, pătrunde materia și se vede prin față și prin haine. Acolo era manifestarea adevăratei persoane din spatele vălului. Ceea ce este semnificativ în pasajul acesta și în textele paralele care prezintă această lucrare, nu sunt efectele speciale, lumina, strălucirea, ci faptul că Domnul Iisus Hristos nu a fost doar un alt om special, ci era Dumnezeu pe pământ. A fost o discuție, citim în Ioan capitolul 14, de la versetul 8, o discuție între Domnul Iisus și un ucenic care zice la un moment dat: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Asta vrem. Și acum Domnul îi răspunde: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Versetul 10. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrări ale Lui. Ce a vrut să spună Domnul Iisus aici? Nu că nu există o diferență între persoanele Sfintei Treimi, între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ce a vrut să spună Domnul Iisus: eu sunt egal cu Tatăl. Sunt una cu El. Și cine m-a văzut pe mine, în toată experiența mea umană, a putut să-L cunoască pe Dumnezeu Tatăl. Apostolul Pavel spune despre cum este Dumnezeu. În 1 Timotei capitolul 6, de la versetul 15, și apoi versetul 16 ne spune despre fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Este vorba despre Dumnezeu care singur are nemurirea, și acum precizarea aceasta vreau să o prindem, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia și totuși Domnul Iisus Hristos face vizibilă această lumină dumnezeiască acolo pe munte. Și cei trei ucenici au șansa să vadă cât puteau ei să primească la acel moment acea lumină de care nu te poți apropia. Spune Biblia că au căzut cu fața la pământ. În prezența slavei lui Dumnezeu, în prezența vocii care vorbește din ceruri, ucenicii cad cu fața la pământ. În concluzia acestui punct, în care Domnul își descoperă dumnezeirea Lui, putem spune că acest miracol are loc într-un context, dacă vă uitați înainte, versetele dinainte, vorbesc despre faptul că Domnul stă de vorbă cu ucenicii în legătură cu moartea Lui și le spune: Fiul omului trebuie să moară. Și erau foarte marcați și Petru îl ia deoparte și zice: să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva, nu cumva să mai vorbești despre așa ceva, să ne descurajezi.
Și Domnul vrea să le arate și să le spună: Petre, Ioane, Iacove, eu sunt Dumnezeu, eu sunt cu Tatăl. Moartea mea este partea unui plan măreț. Eu sunt Dumnezeu și totul este în control. Când voi fi pe cruce și voi striga: Eli, Eli, lama sabachthani, să nu uitați cine sunt eu. Să nu uitați ce ați văzut pe acel munte. Să nu uitați că eu voi veni în împărăția mea. Să nu uitați lucrul acesta. Când mă veți vedea în neputință, să nu uitați că este doar o parte a unui plan, că eu sunt Dumnezeu cu adevărat care controlez toate lucrurile. Întrebare pentru noi, aplicație pentru noi. Cum ne schimbă pe noi acest adevăr? Că Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru, este Dumnezeu. Cel puțin sub două aspecte. Primul este că atunci când înțelegem că Cel cu care am încheiat legământ în apa botezului și am spus că suntem întrebați, crezi că Iisus din Nazaret, eu insist pe asta, da? Iisus pe care Scripturile, Evangheliile îl prezintă, este Fiul lui Dumnezeu și Domnul și Mântuitorul tău personal? Și când noi mărturisim asta, înțelegem următorul lucru, că El este Domn, este Stăpân, asta înseamnă că putem să avem o încredere puternică, de plină în El, indiferent de circumstanțele vieții. Am auzit de dimineață cuvântul, trecem prin atâtea, lumea este rea. Ne confruntăm cu atâtea lucruri și vom lua cina Domnului în contexte foarte dificile și complicate. Dar nu trebuie să uităm cine este Iisus Hristos, că El este Dumnezeu, că El este Stăpân. Și asta trebuie să pună în inima noastră o încredere deplină, să ne aducă pace, siguranță, indiferent de situațiile prin care trec, El este în control. Evrei 1:3 spune, după ce îl prezintă că este întipărirea slavei Lui, oglindirea ființei Lui, spune, ține toate lucrurile acest Iisus cu cuvântul puterii Lui. Nu există vreun lucru să nu fie ținut de Domnul Iisus Hristos. El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Învățăm că El poate vindeca orice boală, orice suferință, poate ridica orice povară, poate potoli orice furtună. De aceea voi trăi viața, indiferent de circumstanțe, cu deplinere încredere în Hristos, care este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Așadar, primesc încredere, pace, siguranță și apoi faptul că El este Dumnezeu, nu este doar un alt om special, ci este Dumnezeu și și-a arătat dumnezeirea acolo și-a descoperit-o, mă îndeamnă să fiu responsabil. Încrezător și responsabil, adică El este Domn, este Stăpân, este Suveran, adică are pretenții de la supușii Lui. Ne vrea să trăim într-un mod responsabil. Îmi amintesc de Iosif, doar amintesc fugitiv, sigur, din Vechiul Testament, dar omul acesta când este ispitit, spune așa, cum aș putea să fac un astfel de păcat și să-L supăr pe Dumnezeu? El este Stăpânul meu! Voi trăi responsabil! Daniel spune Scriptura în cartea lui, în capitolul 1, versetul 8, că a hotărât să nu se spurce, să trăiască conștient că Domnul este Stăpânul lui, deși era smuls din țara lui, era un adolescent, era unul într-o țară străină, a ales să trăiască responsabil. Daniel 1:8, a ales să nu se spurce. În schimbarea la față, în lumina prezentă acolo, s-a descoperit dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, o altă descoperire acolo este a dragostei lui Dumnezeu. A fost minunea luminii dumnezeiești care a pătruns materia. Apoi a fost o altă minune acolo și anume apariția celor doi oameni, Moise și Ilie. Ca o paranteză aici, faptul că ei apar acolo, pe acel munte, ne spune nouă foarte clar că noi nu încetăm să existăm după ce părăsim lumea asta. Fie că este prin moarte, fie că suntem luați de Domnul prin răpire, cum a fost Ilie, da? Care se pare că n-a văzut moartea, Moise a murit și nu se știe unde a fost înmormântat, ca să nu-l facă evrei, să nu-l facă moaște, să se închine la el, dar Dumnezeu s-a ocupat de asta, să nu știe nimeni. Indiferent de modul în care părăsim lumea asta, noi continuăm să existăm dincolo de această lume. Faptul că noi plecăm de aici, nu înseamnă că dispărem, ci noi doar trecem într-o altă formă de existență. Iată pe acești doi oameni, din nou ca o paranteză, Moise și-a dorit să ajungă în această țară, așa-i? S-a urcat pe munte și spune Biblia că a privit țara și Dumnezeu i-a zis, o vezi, dar nu o să intri în ea. Acum el s-a dorit, s-a rugat. Sigur că unele rugăciuni primesc răspuns după mii de ani. Iată-l acum, prezent, acolo în țara lui Israel, sigur, venind dintr-o altă lume, acolo și vede țara aceasta. Moise reprezintă legea, Ilie reprezintă profeții. Spune Scriptura și Luca, în textul paralel, spune în capitolul 9, versetul 31, spune și despre ce stăteau de vorbă.
Marcu și Matei nu ne spun, spune că doar stăteau de vorbă, dar când ei se arată în slavă, vorbeau cu Domnul Iisus despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim, adică despre lucrarea de salvare. Cu alte cuvinte, legea și profeții au avut un singur scop, să-l prezinte pe Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care vine să aducă salvarea lumii. Și atunci când acești doi oameni care reprezintă legea și profeții se întâlnesc cu Domnul Iisus pe munte, în acea întâlnire specială, în prezența slavei lui Dumnezeu, de fapt vorbesc despre acest final, despre faptul că Iisus va trebui să sufere, să moare și că în sfârșit planul vestit prin lege, prin toate ceremoniile ei, planul vestit prin fiecare profet de-a lungul istoriei, acum a venit vremea să se împlinească. Cred că acolo a fost o discuție plină de bucurie, că planul lui Dumnezeu veșnic de salvarea neamului omenesc se întâmplă. Cu alte cuvinte, iubirea lui Dumnezeu urma să biruiască păcatul omului. Legea și profeții prezenți acolo prin cei doi reprezentanți spun: Dumnezeu iubește oamenii. De aceea Iisus va muri pe o cruce ca să aducă salvare pentru tot neamul omenesc. Și acum spune Scriptura în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pe muntele schimbării la față, legea și profeții vorbesc cu Fiul lui Dumnezeu despre dragostea imensă pe care Dumnezeu o are pentru noi oamenii. Dragoste care oferă, care dăruiește, care se sacrifică. Ce relevanță are asta pentru noi? Această discuție avută atunci între cei trei acolo pe munte. Faptul că Iisus a murit ne spune că fiecare persoană din această lume are valoare în ochii lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus a murit, n-a murit doar pentru noi cei care suntem aici în seara aceasta. A murit pentru fiecare om, indiferent de condiția socială în care se află, indiferent de starea lui de sănătate, indiferent de circumstanțele vieții care îi sunt favorabile sau potrivnice, fiecare persoană umană are valoare în fața lui Dumnezeu. Apoi, această valoare poate să fie înțeleasă doar privind la moartea Domnului Iisus Hristos. Acolo pe munte El a fost în lumină între Moise și Ilie. Dar același Fiul al lui Dumnezeu, același Dumnezeu, fire dumnezeiască, Iisus Hristos, a stat și între doi tâlhari în întuneric. Era același Fiul lui Dumnezeu, care a stat în lumină, care a stat în întuneric, acolo pe cruce, dar a murit pentru noi ca să ne spună că fiecare este la fel de important ca și El. Că El a plătit viața Lui ca să ne spună că noi suntem importanți și valoroși. Dacă vrei să înțelegi care este valoarea ta, nu-L mai asculta pe celălalt care spune că n-ai nicio valoare, că ești un ratat, că trăiești degeaba, că n-are rost să mai trăiești, că oricum nu o să realizezi multe lucruri. Ci uită-te la cruce. Acolo o să vezi valoarea ta. Valoarea dovedită de Iisus Hristos, Domnul nostru care moare acolo. Apoi, ce se întâmplă acolo pe muntele schimbării la față și care revelează dragostea lui Dumnezeu, ne spune că viața merită trăită, că Dumnezeu ne iubește și că are un plan extraordinar pentru viața noastră. Apoi, ne spune că fiecare din noi, și tu și eu, nu suntem o întâmplare și nu suntem din întâmplare pe pământ. Că avem un scop și o semnificație, că suntem aici cu un scop. Și dacă în seara aceasta este cineva aici sau care ne aude sau ne va auzi prin înregistrare și fuge de Dumnezeu, în seara aceasta Dumnezeu îi spune: oprește-te și întoarce-te la mine care te iubesc atât de mult. Am citit istoria unui tânăr de 17 ani care trăia într-o țară unde putea să aibă pistoale și a ajuns sub o poartă și s-a hotărât să-și tragă un glonț în tâmplă. S-a uitat la viața lui și a zis: viața asta n-are niciun sens pentru mine, o să-mi pun capăt zilelor, și s-a hotărât să facă asta. Însă, în timp ce era sub poarta aceea, a auzit niște cântări. Deasupra la etaj era o întâlnire de credincioși care cântau laudele lui Dumnezeu. A hotărât să amâne momentul în care să-și pună capăt zilelor și a pus pistolul în buzunar să nu-l vadă alții și a mers acolo la acea întâlnire să audă și el. În momentul în care a fost acolo, s-a citit despre fiul risipitor, pilda aceea, și acel cuvânt al lui Dumnezeu i-a străpuns inima. În momentul acela și-a predat viața Domnului Iisus Hristos și a ajuns să fie acea persoană cunoscută ca băiatul predicator, care
spun istoricii vieții lui, a predicat o săptămână, seară de seară, după ce s-a convertit și s-a întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu, a predicat despre din versetul Ioan 3:16, despre dragostea lui Dumnezeu. Seară de seară, din același verset, o altă predică, pentru că s-a întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu. Nicolae Moldoveanu a surprins foarte frumos această dragoste în una din cântările lui, care spune: din tine am venit, iubire, și tot spre tine merg mereu. Frumusețe și desăvârșire, doar tu dai sufletului meu. O iubire, o iubire, har etern venit de sus, mântuire, mântuire prin Golgota ne-ai adus. Pe muntele schimbării la față, Domnul descoperă dumnezeirea lui, descoperă dragostea lui și haideți în final să vedem, acolo se descoperă datoria noastră. Nu doar dumnezeirea Domnului Iisus, nu doar dragostea lui Dumnezeu, ci faptul că noi avem o datorie. Este această minune a luminii dumnezeiești care pătrunde materia, apoi este minunea apariției celor doi reprezentanți ai vechiului legământ și apoi este minunea glasului divin. Versetul 5 din Matei 17 spune așa: un nor i-a umbrit și era din nou lumină, da, lumină, și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Trei lucruri spune glasul acesta, era glasul lui Dumnezeu. Iisus, pe care ei îl vedeau, un om obișnuit, dar au văzut acum că este mai mult decât un om obișnuit. Au văzut acea strălucire specifică dumnezeirii, acea lumină supranaturală, acea lumină dumnezeiască. Este acest om, Iisus din Nazaret, este fiul prea iubit al lui Dumnezeu, Dumnezeu își găsește toată plăcerea în el, deși mulți dintre liderii religioși îl acuzau de tot felul de lucruri. Dumnezeu, spune, găsește toată plăcerea în el și mai spune ceva: de el să ascultați. Asta e datoria noastră. Acolo se descoperă că noi oamenii avem o datorie, fiecare om are datoria să asculte de Domnul Iisus Hristos. Descoperirea de acolo, de pe muntele schimbării la față, nu este pentru spectacol, ci este pentru a transforma pe oameni. Ai duce la momentul în care să înțeleagă că Iisus poruncește și că noi trebuie să ascultăm. Noi, când ne pocăim, intrăm într-o relație personală cu Domnul Iisus Hristos prin credința în Cuvântul lui Dumnezeu și acest Cuvânt al lui Dumnezeu are în centru pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci când noi intrăm în legământ cu El, avem o datorie: să ascultăm de El în toate lucrurile. Dacă descoperirea de pe muntele schimbării la față cuprinde dumnezeirea lui Hristos, care ne aduce liniște, pace, siguranță, ne arată dragostea lui Dumnezeu prin moartea Domnului Iisus, care ne spune că viața merită trăită, această descoperire de pe muntele schimbării la față ne arată și datoria noastră, adică că viața merită trăită cu semnificație, cu rost. Nu doar să trăiești viața, ci să o trăiești cu rost și cu semnificație. Și aici ne vom uita la trei aspecte pe scurt. Mai întâi, la nivel personal, trebuie să-L ascultăm pe Domnul. La nivel personal, fiecare dintre noi. Când Domnul spune de El să ascultați, îmi spune în primul rând la nivel personal: eu trebuie să-L ascult. Și atunci când eu îl ascult, la nivel personal apare sfințirea vieții. Se sfințește gândirea și comportamentul meu. Și ceva se întâmplă cu trei lucruri foarte importante pentru noi. Cineva a zis: dacă vrei să vezi ce este important pentru un om, uită-te la felul în care își cheltuiește energia, timpul și resursele și vei ști ce este important pentru el. Și atunci când înțelegem că Domnul ne cheamă să-L ascultăm pe Iisus, ne vom consuma energia într-un mod care îl onorează pe El. Spre exemplu, tinerii au foarte multă energie. Și atunci trebuie consumată. Unii o consumă prin sport. Acum, ce zic eu? Nu că sunt împotriva sportului, a mersului la sală, să nu înțeleagă nimeni asta. Dar să știți că energia poate să fie consumată și în lucruri mai eficiente. Adică să faci o echipă cu alți câțiva sau cu alte câteva surori și să mergi și să lucrezi pentru cineva care nu se poate descurca din biserică, care nu poate să-și facă curat, care nu poate să-și facă cumpărăturile, care are nevoie să fie sparte lemnele pentru iarnă. Și acolo se consumă energie, să știți, mușchii se lucrează. Și atunci când înțelegi că Domnul te cheamă să asculți de El la nivel personal, energia ta va fi consumată într-un mod productiv, care îl onorează pe El.
Ar fi câteva idei, nu-i așa? Să consumăm energia într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu, să ajungi niște bătrâni, să faci muncă voluntară când ești chemat într-o lucrare a lui Dumnezeu. Dar zici, dar s-o obosi, da, mă obosesc acolo, dar nu o să-mi fie greu. Dar faci ceva care-L onorează pe Dumnezeu. Consumi energia într-un mod eficient pentru gloria Domnului. Apoi felul în care ne consumăm timpul. S-a spus și de dimineață, timpul este una din comorile de preț pe care le avem, nu-i așa? Timpul este o comoară pe care Dumnezeu ne-o dă. Și atunci timpul acesta trebuie sfințit, nu risipit, nu trebuie pierdut. Biblia spune, răscumpărați vremea. Dumnezeu ne dă tuturor același timp, 24 de ore. Și timpul acesta poate să fie folosit bine. Câte nu sunt să ne fure timpul? Așa este. Timpul acesta trebuie sfințit, pus deoparte pentru Dumnezeu. Și întrebarea la sfârșitul fiecărei zile ar trebui să fie aceasta, la nivel personal. Ce am făcut eu astăzi în timpul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru împărăția Lui? Pentru gloria Lui? Ce am făcut cu timpul? Că te trezești ca și tânăr, că a trecut ziua și zici, Doamne, am pierdut vremea. Nimic n-am făcut. De rugat, nu m-am rugat, în Biblie n-am citit. Energia am consumat-o aiurea, n-am făcut nimic. Și a trecut ziua. Și ce am făcut? Vedeți, ascultarea de Hristos este foarte practică. Ne ajută să consumăm energia într-un mod pozitiv și bun și de binecuvântare pentru cei din jur. Ne ajută să folosim bine timpul, dar și resursele. Vedeți, Dumnezeu ne dă resurse. Ne binecuvintează viața, ne binecuvintează munca, afacerile. Câștigăm, da, prin serviciu, prin afaceri. Avem, prin tranzacții, în tot felul, avem anumite resurse pe care le câștigăm. Ideea este cum folosim aceste resurse. Și acum mă refer la nivel personal fiecare. Este Dumnezeu onorat prin resursele mele? Ascultarea de Domnul implică și asta. Să-L onorez pe Domnul prin resursele mele. Ascultarea de Domnul înseamnă să onorez și să ajut pe cei în nevoi. Noi putem să risipim în plăcerile noastre. Din nou, nu sunt împotrivă să mergi cu familia undeva, să te simți bine. Când pot și eu mă duc. Da? Când pot și eu mă duc. Nu sunt împotrivă. Nu cred că Dumnezeu este împotrivă. Dar cred că dacă doar asta facem și din tot ceea ce Dumnezeu ne dă, foarte puțin pentru El, așa, niște resturi, foarte puțin ajutăm, dacă, da, să pună mâna, să muncească, e vorba celor care nu vor să facă prea mult, atunci mergem pe minim. Dar atunci când noi ascultăm de Domnul, energia, timpul, resursele noastre sunt sfințite. Avem ceva de împlinit și anume să ascultăm de Domnul la nivel personal. Haideți să vedem la nivel de familie. Când asculți de Domnul la nivel de familie, familia este binecuvântată. Și aici Domnul vorbește foarte mult. E perioada nunților acum și în biserică noi nu prea avem așa în slujbele publice nunți. Sunt rare astea. Și atunci nu ne întâlnim tot să auzim foarte multe predici despre viața de familie, deși sunt convins că avem nevoie să auzim. Că Dumnezeu a stabilit autoritate în familie. Nu-i așa? Și că există o ordine de autoritate. Și dacă eu sunt creștină sau creștin și nu respect ordinea de autoritate, nu ascult de Domnul Iisus Hristos. Pot să vin în biserică, pot să fac o slujire. Dacă nu respect ordinea de autoritate, nu-L ascult. Și familia mea nu va fi binecuvântată. Apoi există comunicare în familie și ea trebuie să fie făcută în dragoste, fără să fie umilitoare, fără cuvinte degradante. Domnul mă învață să vorbesc, să comunic în familie, în dragoste. Apoi Biblia ne arată prioritate în familie. Tot partea ascultării de Domnul Iisus Hristos. Soția să-L aibă prioritar pe soț, soțul pe soție și amândoi să aibă prioritar copiii. Copiii sunt învățați să asculte, să-și cinstească părinții. Dacă ești un copil creștin, ai o datorie să asculți pe Domnul, care îți spune, ascultă pe tatăl tău și pe mama ta, cinstește, dacă nu o faci, nu asculți pe Hristos, nu asculți de El, nu asculți vocea din cer care s-a auzit pe muntele schimbării la față, ascultă de Domnul. Apoi, tot aici, în familie binecuvântate, putem să ne gândim la părinți care vor înțelege că nu trebuie să se amestece în viața băiatului sau fetei care s-au căsătorit, să se amestece în sensul rău, să le creeze probleme. Vor respecta familia nou creată de Dumnezeu, nu se vor amesteca să facă probleme în acea familie. Lasă, nu te lua tu după el, lasă, nu te lua tu după ea. Și creează tensiuni pentru că nu știu să-și vadă de treabă. Nu știu să-și vadă de treabă. Și nu ascultă de Hristos, ci vin în biserică. Dar sunt în răzvătire și în neascultare. Pentru că atunci când asculți de Hristos la nivel personal, este sfințit, la nivel de familie, viața este binecuvântată. Și apoi relațiile sociale vor fi folosite pentru a avea impact veșnic când ascultăm de Domnul. Indiferent de vârstă, că avem 18 sau 78 de ani, indiferent de școală, de serviciu, de activitate,
Vom toate aceste activități sociale, relații sociale vor fi guvernate de ascultarea de Hristos. Adică vom face totul, cum zice Biblia, ca pentru Domnul. Sigur, vom trăi o viață în lume, între oameni. Nu toată ziua suntem aici la biserică. Câteva ore din viața noastră stăm aici. Puține. Restul suntem în afară. Avem relații sociale. Și atunci când noi ascultăm de Domnul, aceste relații sociale vor avea un impact veșnic. Adică le vom folosi pentru a aduce mântuire în viața altor oameni. Un frate mărturisea zilele trecute despre în construcții, lucrează în construcții și mi-a zis că s-a dus la un alt frate care a auzit de el și a întrebat, dar sunteți pocăiți? Fratele ăsta zice, la ce? La constructori. Zice, am câteva emoții, zice. Dacă sunteți pocăiți, că am avut experiențe negative. Nu știu dacă dumneavoastră auziți asta, eu am auzit de mai multe ori, numai cu pocăiții să nu-ți faci de lucru. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Și atunci când noi ascultăm de Domnul, oamenii vor spune, cu oamenii ăștia merită să lucreze de cuvânt, știu să-și respecte promisiunile, fac tot ce pot ca să-ți facă un lucru bun, de calitate, pentru că vom avea relații sociale cu impact veșnic. Ne uităm la câteva versete pe care aș vrea să le urmărim. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 17, vorbește despre relații, despre ce se întâmplă când noi ascultăm de Domnul Iisus Hristos. Zice Biblia, și orice faceți, orice faceți, indiferent de activitatea voastră, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. În continuare, nevestelor, vedeți, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor. Nu e aici, acum fac altceva. Nu! Relații sociale binecuvântate. Ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. În Tit, capitolul 2, de la versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune la fel despre relațiile acestea binecuvântate în societate. Și îl învață Pavel pe Tit cum să lucreze în biserică și zice așa, tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Și acum vom vedea fiecare în aspectele sociale care e învățătura sănătoasă. În continuare, spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Ce să învețe? Pe femeile mai tinere, dacă ai o fată, dacă ai, învață-o ce trebuie să facă, să-și iubească bărbații și copiii. Noi spunem, nu te lua după el. Învață-o învățătura sănătoasă, dă-i cuvântul Domnului. Să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților. De ce? Pentru că trăim între oameni și oamenii se uită la noi. De ce să trăim așa? Pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 6. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur. De ce? Pentru ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi, din nou, oamenii din jur, să nu ne poată acuza. Sfătuiește pe rob să le fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba. Oh, cât de ușor să întoarci vorba, spui tu mie, dar mă vezi tu pe mine. Ce nu fie așa, respectă autoritatea, să nu fure nimic, ci să dea totdeauna o dovadă de desăvârșită credincioșie. Din nou, de ce? Că trăim între oameni, că avem relații sociale și trebuie să aibă impact veșnic ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Ascultarea de Domnul are impact la nivel personal, are impact la nivel de familie, are impact în relațiile noastre sociale. Și atunci se împlinește ce a spus Domnul Iisus Hristos. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Oamenii se uită la voi și îl vor slăvi pe Dumnezeu în ziua cercetării, spune Petru. În concluzie, în această seară și ne apropiem de încheiere, Domnul Iisus își duce ucenicii din cercul restrâns, nu ia pe toți.
Pentru că sunt anumiți oameni care sunt mai aproape de inima Domnului Iisus. Așa au fost acești trei. I-a luat pe ei într-o experiență cu scop transformator. Tot ce s-a petrecut acolo a avut ca scop să-i convingă de identitatea lui, că el este Dumnezeu, de dragostea pe care urma să le-o arate prin moartea pe cruce și de datoria de a-l asculta până la capăt. Și i-au înțeles că trebuie să-l asculte până la capăt. Când liderii religioși le-au poruncit lui Petru, lui Ioan, să nu mai predice numele Domnului Iisus, citim în Fapte, capitolul 4, versetul 20, că i-au spus așa. Și versetul 19, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Oamenii ăștia au zis, noi ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de voi, că asta ne-a poruncit El și i-a învățat lecția. Astăzi și nouă Domnul ni se descoperă și ne vorbește despre dumnezeirea Lui și ne spune, indiferent de circumstanțele vieții, nu uita că eu nu sunt doar un alt om deosebit, ci sunt Dumnezeu adevărat, care pot să poruncesc în viața ta, care pot să schimb situația din viața ta, care pot să-ți dau putere să faci față la toate lucrurile care par pentru tine niște munți, niște obstacole. Și cum spune psalmul, și cred că s-a citit de dimineață, sau s-a pomenit, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni izbăvirea? Izbăvirea îmi vine de la Domnul. Uneori ne uităm la munții din viața noastră și zicem, cine mă va ajuta să trec peste aceste obstacole? Este unul care poate, Domnul nostru Iisus Hristos. El este Dumnezeu. De aceea să ne încredem în El din toată inima. Apoi, Dumnezeu ne descoperă astăzi dragostea Lui pentru noi. Faptul că ne iubește, Iisus când a murit pe cruce ne-a dovedit la maximum dragostea Lui pentru noi, dragostea Lui Dumnezeu. De aceea, dacă este cineva aici care încă nu s-a întors la Dumnezeu, rog fierbinte numele Domnului Iisus să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu îl iubește. Dumnezeu vrea să-i dea un scop în viață, o semnificație. Și astăzi Dumnezeu ne descoperă datoria noastră. Cuvântul Lui este lege pentru noi și viața va fi trăită cu semnificație și impact atunci când ascultăm de Domnul la nivel personal, la nivel de familie și la nivel comunitar. Vă invit să ne ridicăm. Și vreau să ne rugăm în această seară ca acea lumină care s-a manifestat atunci să ne lumineze pe fiecare dintre noi. E lumina lui Dumnezeu. Biblia spune în Psalm, prin lumina ta vedem lumina. Avem nevoie ca aceeași lumină care vine din Domnul Iisus Hristos să pătrundă adânc în noi și să ne transforme, să ne asemănăm în fiecare zi mai mult și mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Să ne bazăm pe dumnezeirea Lui, să-L prețuim pentru dragostea Lui și să nu uităm de datoria noastră, să-L ascultăm în toate lucrurile, la nivel personal, la nivel de familie și cu impact comunitar, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne rugăm, îi mulțumim pentru această zi și ne credințăm în mâna Lui. Amin.